Roșiile sunt una dintre legumele cu cel mai scăzut nivel de calorii. Cu toate acestea, ele sunt o sursă excelentă de antioxidanți, fibre, minerale și vitamine. Datorită beneficiilor sale multiple, este adesea recomandată de către nutriționiști în curele de scădere a colesterolului și în programele de pierdere în greutate. Este științific dovedit că antioxidanții prezenți în roșii oferă protecție împotriva cancerului, inclusiv a cancerului de colon, de prostată, de sân, endometrial, pulmonar și în tumorile pancreatice. Roșia, un fruct nutritiv frecvent utilizat ca și o legumă, este un alt cadou minunat al naturii. Legumele au atras atenția prin incredibilele sale beneficii fitochimice. Interesant este faptul că roșia oferă mai multe beneficii și are mai multe calități decât un măr. Există sute de soiuri de tipuri și dimensiuni diferite, fie organice, hibride sau modificate genetic. Cele mai cultivate producții sunt cu cele roșii, dar există și o serie de culturi de culoare galbenă, portocalie, roz, violet, verde sau alb. Roșiile sunt din ce în ce mai populare, în special în rândul producătorilor organici. Soiurile moștenite de familie tind să producă mai multe fructe naturale și aromate. Tomatele sunt acum cultivate în întreaga lume. Roșia ocupă locul 2 după cartof, între legumele utilizate în bucătărie. Popularitatea sa culinară este de înțeles dacă ne gândim la numeroasele sale calități nutriționale, dar mai ales la combinarea perfectă într-o gamă variată de feluri de mâncare. Astfel, datorită gustului dulce acrișor, roșiile pot fi combinate aproape cu orice. Pot fi preparate aproape în orice mod. Supe, ciorbe, salate, ghiveciuri la grill, pentru că nu-și pierd calitățile nutriționale. Studiile efectuate pe consumatorii de roșii au scos la iveală beneficiile acestora asupra organismului uman, rezultatele fiind uimitoare. Roșia, prin conținutul său, a reușit să vindece boli a căror vindecare nu consta decât în speranță.